că multă lume spune domnul Hara pe stradă, în special persoanele de vârsta a doua, a treia, pentru că nu știu cum mă cheamă, știi? Așa. Și se vede, caut așa, dau un search în mine, ăsta e de la Hara, dar cum mă Domnul cheamă? Hara. Domnul Hara, știi? Ca să nu piardă momentul. Și eu am amuzat foarte tare de fiecare dată când am văzut asta cu domnul Hara. Una a fost chiar foarte tare, țin minte că vreau să-mi fac un selfie cu o scenă și a venit un nene de ăsta foarte afumat, așa. Și zice, domnul Hara, țineți telefonul ăla bine, să vă intre și scena în fund acolo. Și era o scenă de aia mare.